Cea mai grea și dificilă alegere a fost să fiu integră cu principiile mele. Eu am fost la deschiderea, parmise, acestui oficiu 2 ani în urmă și atunci mi-am amintesc că erau oameni foarte faini. Cea mai mare alegere în viața mea cred că a fost să plec din familie și să-mi trăiesc viața exact așa cum vreau eu. Facem o probă de sunet, vă invit să veniți mai aproape. Bună seara și mulțumim că ați ales să celebrăm împreună Ziua Limbii Române. Iar tema de anul acesta este alegerile. De fapt, intenția noastră de a deschide concursul și pentru participanții din România e și ea una simbolică, pentru că e aceeași sărbătoare. Auzeam des numele lui Iuda prin casă și nu era mereu adresat mie. Cu cine vrei să trăiești? Cu mama sau cu tata? Trăim în trei. Eu, tata și alcoolul. Coada asta de lemn, cu o bucată de metal în cap, m-a fugărit prin toată lumea de frica ei. În spate stă parașuta principală pe care am pliat-o cu mâna mea. Acum la toți se va face foame după așa o dezvoltare. Era lipsită total de pretenții. Foarte tare că am putut să fiu pentru prima oară în juriu. Vă mulțumesc că ați avut încredere în noi. Treaba mare merge către Crina Durugianu. Am scris plângând, iar acum râd. Cea mai grea alegere din viața mea. Cred că a fost momentul când a trebuit să plec în America cu work and travel. Însuși, ideea de a pleca undeva unde eu nu am idee și mă așteaptă și tot așa mai departe, a fost destul de greu, chiar dacă a fost pe o vară. O alegere foarte grea este să alegi să trăiești. Să trăiești, să savurezi viața, pentru că am avut și tentația de a fi o victimă, am avut tentația să urmez și această cale, dar am ales să trăiesc frumos. A fost dulce amar, mai bine zis, pentru că o parte de mine s-a vindecat în acest proces. E o experiență peste care eu deja am depășit-o cu succes, dar în același timp, cum spuneam, deci e o experiență care mai vizează și alte persoane din viața mea și e ceva ce nu mă simt complet confortabil să aduc în lumină. Procesul de scriere a fost foarte greu, pentru că n-am scris foarte mult, foarte multă vreme limba română. Și astăzi, de Ziua Limbii Române, să primesc acest premiu, premiul mare pentru un eseu, pe care primul text pe care l-am scris în limba română după 4 ani, este de dreptul emoționant. Când am scris, cred că mi-am recunoscut toată sinceritatea de cine am întors, cine sunt, de fapt, și ce vreau să fac. Și vreau să scriu în limba română.